pe la casă suferești. Cerul și pământul cântă, totul este ca într-un vis. Sufletul ce-al scolindă, acum cerul e deschis. Copiii și tinerii se adună în biserica din sat să ia binecuvântarea pentru a lor colind curat. Amintim de acele vremuri, când la uși bătea Maria, să fie primită în casă, ca să nască pe Mesia. Ei duc vestea minunată, pe-al nostru drag pământ, când troiește într-un staul, s-a născut Domnul Preasfânt. Sartă deci, descuie ușa, căci astăzi la casa ta s-a oprit din drum și bate Pruncul Sfânt și Maica sa. Thank you.
C'è notte che vissi, c'è notte che andato. Entrate voi, in această notte divină, toată iubirea lui Dumnezeu este revărsată asupra omenirii și Prunpușorul Iisus, ca frate, îmbrățișează toate popoarele lumii. Mesajul fundamental de pace sufletească al cântecului Noapte de vis, cu care am început, a unit culturi și generații și pe noi ne-a adunat aici, în această seară. Este zi de sărbătoare. Vă anunțăm cu toți într-un glas. Și așa se numește și colindul cu care vom continua. Povestea micuțului Topoșar, The Little Drummer Boy, ne va conduce apoi la iesirea din Betleem. Aflând de la marge de nașterea unui nou rege, acest copil sărman îi oferă ca dar ușorului cântecul său. Nu lucrurile materiale au valoare în fața lui Iisus, ci puterea și curajul de a dori din ceea ce avem și știm să facem, indiferent cât de simplu este. Când? Unde? Cum? Cine? Și care este motivul bucuriei noastre? Vom deduce din cântecul în această noapte sfântă. Vom încheia micul nostru concert cu un colind tradițional, Ziua-i mare, seara-i sfântă. Cu speranța că v-am făcut curioși și noi am mai scăpat de emoții, vă dorim audiție plăcută! Yeah.
Thank you.
Lăudați să fie Iisus Hristos! Dragi copii, dragi tineri, iubiți credincioși, suntem aici împreună ca să celebrăm unul dintre cele mai frumoase momente ale anului, nașterea lui Iisus Hristos. Este o seară specială, plină de bucurie și iubire. Iar voi, dragi copii și tineri, cu vocile voastre cristaline, ne-ați ajutat să călătorim împreună în lumea minunată a Crăciunului și să descoperim de ce această sărbătoare este atât de specială. Crăciunul nu este doar despre cadouri și împodobirea brațului, ci despre iubirea lui Dumnezeu făcut om. Un aspect minunat al Crăciunului este spiritul de dăruire. Este o oportunitate perfectă să ne gândim la ceilalți și să le arătăm că îi iubim și ne pasă de ei. Așa cum a făcut Iisus. Fie că oferim un cadou special, fie că oferim un zâmbet călduros, sau o îmbrățișare prietenoasă, gesturile mici pot aduce bucurie imensă. Așa cum ne povestește și Maica Tereza în exemplul următor. Eram într-un oraș important. Un cercetător s-a apropiat de mine și mi-a spus: Maica Tereza, toată lumea îți dă lucruri pentru săracii tăi. Vreau să le fac și eu un cadou. Cert este că toată ziua am reușit să adun doar câteva lire. Vreau să fie pentru dumneavoastră. Vă rog să le acceptați. M-am gândit, spune Maica Tereza, dacă le accept, probabil că va trebui să se culce fără să mănânce în seara aceasta. Dacă nu le accept, s-ar putea să se simtă ofensat. Le-am acceptat. N-am văzut niciodată pe chipul cuiva, după ce au oferit bani sau mâncare, o bucurie că aceea acelui cerșetor care se simțea fericit că poate dărui și el ceva. Iată bucuria iubirii. Așa că, dragi copii și tine, Crăciunul este un moment de a împărtăși, a iubi și a aprecia tot ce avem în jurul nostru. Să fim recunoscători pentru fiecare moment frumos și să ne străduim să fim mai buni unii cu alții. Vă mulțumim, dragi copii și tineri, pentru colindele cu care ne-ați pregătit ca să celebrăm Sfânta Liturghie din noaptea de Crăciun. O mulțumire specială adresăm tinerilor care în anul acesta s-au adunat mai mulți ca altădată și s-au unit cu copiii. De asemenea, adresez o caldă și mie mulțumire și o apreciere din partea noastră și instrumentiștilor, precum și doamnei Ingrid, pentru toată strădania și truda pe care au făcut-o pentru ca acest concert să iasă minunat. De asemenea, o mulțumire specială adresez Părintului Vicar, care cu mult zel a oferit din timpul său pentru ca acești copii să cânte atât de minunat în această seară. Vă mulțumim tuturor și din partea noastră aveți doar un mic cadou, o mică atenție pentru ca la anul să fiți mai mulți și să fim cu toții bucuroși. Ne pregătim acum pentru Sfânta Liturghie din noaptea de Crăciun. Vă mulțumim, dragi copii și tineri, vă mulțumim, dragi instrumentiști.
Thank you.